Marco Polo, Ecaterina de Medici, Ludovic al XIV-lea și Napoleon Bonaparte. Ce îi unește pe acești oameni atât de diferiți? Dragostea pentru înghețate. Istoria acestui produs atât de accesibil pentru noi acum este una plină de pasiune și intrigi. Vizitând China, Marco Polo a îndrăgit atât de mult această delicatesă, încât la întoarcerea sa în Italia a împărtășit rețeta bucătarilor locali. De atunci, vasul asemănător unui șerbet a fost neapărat introdus în meniul aristocraților și doar a lor. Napoleon a iubit atât de mult această dulceață de gheață, încât atunci când a fost exilat pe insula Sfânta Elena, a cerut un dispozitiv pentru fabricarea acesteia, dispozitiv pe care nu a ezitat să îl trimite o englezoaică cu inimă mare. Astăzi, înghețata are admirator nenumărat și cam tot atâtea rețete. Înghețata cu ceapă, cu bere, cu calmar, cu creveți, cu jumări de porc și chiar o delicatesă extrem de picantă, înghețata cu ardei iute. Înghețata ocupă unul dintre primele locuri în topul produselor cu cea mai variată și bogată gamă. Bucătarii șef din întreaga lume au creat mii de rețete pentru înghețată. Dar materialul nostru nu este despre înghețata exotică, ci despre înghețata obișnuită pe care o cumpărăm și mâncăm zi de zi. În esența sa, orice înghețată e un amestec saturat și înghețat din lapte, smântână sau uleiuri vegetale, zahăr, suc de fructe sau chiar fructe, plus aromele și aditivii sub formă de nuci sau bucăți de bomboane. Tehnologia de producere a acestui produs rece ca gheața constă din trei etape principale: prepararea amestecului, răcirea, împărțirea sau tăierea în forme sau în porții și congelarea. Totul începe în cadele speciale în care se topește untul, smântâna sau laptele. Amestecul este apoi pasteurizat pentru a distruge microorganismele care poate au ajuns în materia primă, după care se adaugă restul de ingrediente și se amestecă bine. Apoi, răcirea se produce concomitent cu baterea și saturarea amestecului cu aer. Între timp, se formează structura înghețatei. Baterea amestecului nu este doar un moft. Bulele de aer care se formează în urma acestui proces previn suprarăcirea mucoasei cavității bucale. Și în sfârșit, înghețata este întărită, apoi congelată. Acest lucru are loc la o temperatură de 300 de grade Celsius. În funcție de modul de producere, înghețata este dură sau moale, sau cum o numesc înșiși producătorii, caldă. Înghețata moale, cu o temperatură de 5-7 grade Celsius, este făcută pentru restaurante și cafenele, unde aceasta este consumată repede, deoarece stocarea pe termen lung a înghețatei calde nu și are rostul. Ca și aspect, aceasta se aseamănă cu smântâna. Înghețata dură, sau cum îi se mai zice, înghețată călită, este ceea ce cumpărăm în magazine. Aceasta este împărțită în mai multe grupuri care se diferențiază după tipul compoziției principale, tipul de aditiv și după ambalare. Principalele feluri ale grupului de lapte sunt înghețata de lapte, de frișcă și plumbirul. Acestea se diferențiază una de cealaltă prin conținutul de grăsimi. Cea mai grasă este înghețata plombir, adică cu smântână. Conținutul de grăsimi al acesteia este în medie de 12-15%. Este numită după orașul francez de Plombieres, acolo unde, potrivit legendei, a fost inventată. Următoarea după conținutul de grăsimi este înghețata de frișcă, care conține 8-10%, apoi înghețata de lapte, în care conținutul de grăsimi e și mai mic, doar 2,8-3,5%. Alte grupuri de înghețate sunt din fructe și aromatice. Acestea nu conțin grăsimi din lapte, deoarece sunt produse din fructe proaspete sau congelate, din piureuri de fructe, sucuri naturale, gemuri și dulcețuri. Prin urmare, aceste tipuri de înghețate pot fi mâncate chiar și de cei care sunt la dietă. Potrivit legendei, înghețata de fructe a fost adusă în Europa tocmai din China de către călătorul venețian Marco Polo la începutul secolului al XIV-lea. Pe atunci, înghețata era făcută doar din fructe. Deserturile reci pe bază de lapte și smântână au fost create mult mai târziu de către francezi. Și apoi, tipurile și soiurile de înghețată au devenit din ce în ce mai multe și mai variate. Fiecare națiune europeană a introdus o idee nouă în fabricarea acestui produs gustos. Nativii din Austria au adăugat în înghețată ciocolată. Italienii, cunoscuți pentru asortarea și combinarea celor mai incredibile produse, au inventat înghețata asorti, cu adaos de fructe, nuci, lichior, felii de biscuiți și chiar cu flori.
Industria mode acaparează tot mai rapid piața îmbrăcăminte pentru copii. Greii mode mondiale lansează una după alta linii pentru copii. Faptul că cei ce se plimbă încă pe sub mese poartă acum Armani, Dior și Cavalli nu e o surpriză. Mai mult, experții susțin că astăzi deja moda pentru copii influențează moda pentru adulți. Ceasuri colorate din plastic, rochi înflorate și salopete, asta e ceea ce adulții poartă cu plăcere. Iar cele mai cunoscute mămici, Victoria Beckham, Angelina Jolie, Madonna, își îmbracă odraslele de parcă acestea ar merge pe un mini covor roșu. Printre copiii celebrităților există și ratinguri ale celor mai stilați. Prima în top e micuța de doar 5 ani, Suri Cruz, fetița lui Tom Cruise și Katie Holmes. Tânăra a fost văzută chiar pe tocuri. Cine și ce ar spune, dar moda pentru copii are tendințele, legile și preferințele sale. În acest sezon, vestimentația la modă pentru copii repetă aproape întru totul tendințele modei pentru adulți. Designerii au decis că picii merită nu doar haine confortabile, ci și stilate. Materialele din care se recomandă să fie cusute articolele vestimentare pentru copii, accesoriile, trendurile utilizate par să fie copiate din revistele pentru adulți. Și copiii vor să fie la modă. De ce designerii se orientează tot mai mult spre crearea colecțiilor pentru copii, acestea fiind foarte asemănătoare cu cele pentru maturi, încercând să se imite toate stilurile, de la cel sport până la și cel clasic. Doar că diferă prin faptul că sunt culori mult mai variate și încearcă să se imprimeze diversi eroi din desene animate. Micuții care vor să fie la modă au de ales dintr-un sortiment bogat și variat. Există stilurile unisex, glamour, clasic și pur și simplu îmbrăcămintea comodă și practică. Ce-i drept și în această diversitate se remarcă un lider, hainele în stil country. În acest sezon, designerii au ornat cu o generozitate deosebită îmbrăcămintea pentru copii cu broderii, dantele, franjuri, aplicații și panglici. În schimb, ștrasurile și margelele populare vara trecută au cedat vizibil pozițiile. În sezonul cald al anului 2011 pentru fetițe vor fi populare sarafanele în nuanțe deschise, care copiază la maxim moda adultă. În afară de sarafane se vor purta rochiile de vară colorate, tricourile, shorturile, fustele, costumele sportive și chipie de baseball. Un alt trend al sezonului este eclectismul, un melanj din toate stilurile. Articolele din colecții sunt deopotrivă practice și funcționale. Ele sunt cusute din țesături de bumbac, yin, mătase, tricotaj subțire și materiale hipoalergice și ecologice. Modelele sunt curite dintr-o stofă naturală, adică calitatea materialului este foarte înaltă, componența sa fiind în mare parte doar bumbacul, ceea ce este benefic pentru pielea copilului, pentru a nu irita pielea sa. În mod tradițional, în vestimentația pentru fetițe este populară culoarea roz tandru și toate nuanțele ei. Nu e practic, dar e foarte în vogă tot ce e alb. Nuanțele radioase galben pal și verde deschis sunt în culmea modei. Blugii rămân în continuare actuali atât pentru băieți cât și pentru fetițe. Ei pot fi atât clasici cât și îngustați jos. Găurile și rosăturile pe blugi arată deosebit de stilat. Una dintre calitățile principale ale vestimentației la modă pentru copii este comoditatea și libertatea. De aceea, în moda pentru copii, în orice sezon își găsește locul îmbrăcămintea sport, diferitele tricouri, pantaloni, cămăși fără guler cu diferite glugi. Nu uitați de tenisi, care actualmente sunt prezenți într-o diversitate imensă. În cazul dat avem un stil casual mai leger decât cel precedent. Este perfect pentru o perioadă mai călduroasă, adică pentru vară. Șorții sunt dintr-un material foarte fin. Astfel, copilul se simte foarte liber în ei. E ideal pentru plimbare la parc, pentru a pleca copiii la distracție. Îmbrăcămintea în vogă din vara aceasta e reprezentată de balerini, sandale, iar pe timp torid, șlapii și sandalele flip-flop. Apropo, bascheții colorați cu șireturi groase încă n-au fost scoși din modă. Alegere corectă a încălțămintei pentru copii. Aceasta trebuie să fie liberă, să nu creeze disconfort, pentru a permite piciorului să se dezvolte normal. Pentru bebeluși se recomandă ca partea din spate a încălțămintei să fie acoperită pentru a forma un mers corect la copil. Se recomandă de asemenea ca tapa să fie anatomică, de dorit din materiale naturale și să respire.
O altă tendință a modei rămâne alcătuirea garderobei copiilor în așa fel ca ea să copieze garderoba părinților. Multe case de modă au îmbrăcat în aceleași haine mamele și fiicele, tații și fiii. Aici emisiunea Stil de Viață a luat sfârșit. Așteptăm în continuare întrebările și sugestiile dumneavoastră pe adresa de e-mail a emisiunii stildeviata@rondpublica.md. Eu vă spun la revedere și nu uitați, să fii fericit înseamnă în primul rând să fii sănătos.